Întâmplarea a avut loc marți seară în jurul orei 20:45 la intersecția care duce spre biserica din Schei. Un tânăr aflat la volanul unui taxi se îndrepta dinspre semafoare cu intenția de a merge pe strada cu sens unic care duce în cartierul Grui. De cum a intrat în intersecție, a fost lovit în lateralul mașinii de către un autoturism marca Renault Megane care venea dinspre strada Ieremia Grigorescu. Conducătorul Renault-ului nu a putut să respecte semnificația indicatorului ce dează trecerea pentru că a fost nevoit să iasă în mijlocul intersecției pentru a avea o vizibilitate mai bună. Astfel, ieșind mai mult decât ar fi trebuit, a lovit Loganul, care a fost aruncat peste bordură și s-a oprit în gardul bisericii Schei. La fața locului a ajuns un echipaj al pompierilor cu auto special cu apă și spumă, precum și unul al ambulanței Smurd. Tânărul aflat în taxi a primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a avut nevoie de transportul la o unitate spitalicească. Polițiștii Câmpul Ungeni au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc accidentul și cine se face vinovat, pentru că cei doi conducători aveau opinii diferite privind modul în care s-a întâmplat accidentul. Deci pe acolo am venit așa. Și el când a venit, el a venit și a mi-a luat în spate, mi-a intrat puțin de mână așa. Și el a venit și m-a luat de spate, mi-a luat în spate, acolo, da. Și apoi, dacă nu, până m-a aruncat în partea cealaltă, de-aia l-am mai pus eu acolo. Domnul mașina asta pe mașina lui a fost atacat în spate. Măi, prieteni, contează. Am marcat, prieteni, contează. Am dat, deci nu-i inventat. Înțeles, deci nu-i inventat. N-am ce să-i inventat. Deci nu-i inventat, te rog frumos. În cele din urmă, părțile implicate s-au pus de acord să meargă pe înțelegerea amiabilă.